ca să înțelegem care este de fapt povestea reală a evoluției noastre, a evoluției omului pe pământ, trebuie să ne întoarcem în timp, trebuie să ne întoarcem în trecut, dincolo de istoria pe care vor savanții și oamenii de știință să ne servească. Iar în episodul de ieri v-am prezentat o serie de teorii incredibile despre trecutul umanității, despre cea mai avansată civilizație care a fost vreodată pe pământ, și anume sumerienii. Și am vorbit și despre o populație care se află sub observația NASA, și anume triburile Dogon. O populație oameni buni care prin anii 1930 deseneau pe nisip niște stele pe care oamenii de știință și omenirea nu avea instrumentele necesare, și anume un telescop măcar cu care să le vadă. Toate acestea le-am dezbătut în episodul de ieri, iar astăzi vom merge mai departe și vom încerca să aprofundăm mai multe adevăruri ascunse despre evoluția speciei umane pe pământ, dincolo de ceea ce vor oamenii de știință să ne îndoctrineze. Și o să începem pentru episodul de astăzi, bineînțeles, cu binecunoscutul Darwin și cu teoria sa un pic expirată a evoluției umane. Înainte să începem, nu uita să dai un like la acest videoclip și, desigur, să te abonezi la canalul Adevăruri Secrete, total gratuit, apăsând pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui. Dar să vedem, oameni buni, ce a mai făcut până la urmă acest Darwin. Cu ce ne-a greșit el nouă astăzi de la ducem în acest episod? Și cum ne-a fost servită până acum o poveste incorrectă despre toate civilizațiile care au fost vreodată pe pământ? Ei bine, a fost acest om de știință, Darwin, care a mers la un moment dat în insulele Galapagos. El studia cintezele, reptilele și diferite specii de animale. Și pe baza tuturor observațiilor sale, care de altfel erau absolut corecte despre toate aceste specii, dar atenție, în special cu furnicile, pentru că el studia mai ales furnicile, el a determinat, el a creat un model despre cum s-a întâmplat evoluția, practic un model al evoluției umane, și a stabilit că acest model se bazează pe supraviețuirea celui mai puternic și pe o competiție completă între specii și între semenii aceleiași specii. Practic, orice specie ar putea să domine pe cealaltă, ar radio pe de pe fața pământului pe cea dominată, și cam asta era întreaga sa poveste. Și că ființele umane pur și simplu proveneau din maimuțe care, ce să vezi, s-au luptat între ele și în cele din urmă cumva au învățat tot felul de lucruri pentru a se autodepăși, iarăși cumva își pierd dintr-o dată părul de pe ele și se ridică și umblă. Și avem toată această teorie foarte, foarte simplistă la o primă privire asupra modului în care a avut loc toată această perioadă a evoluției umane. Dar nu uitați, oameni buni, ceea ce nu vă spun vouă, specialiștii, istoricii, este că momentul când Darwin a venit cu toată această teorie, el de fapt se baza pe un studiu făcut pe furnici, deoarece furnicile aveau o mentalitate în care tot ceea ce contează pentru ele este dezvoltarea coloniei, și tot ce fac furnicile când se întâlnesc cu un alt cuib de furnici este să distrugă cuibul vecin. Păi bine, și în același timp, când vă gândiți că de la furnici Darwin a ajuns la maimuțe, ne ridică niște semne de întrebare. Pentru că, ce să vezi, maimuțele nu au același sistem ca furnicile. Nu se aleargă între ele și nu distrug un alt mușuroi de maimuțe, în ghilimele desigur, ca să evolueze ele. Dar nimeni nu pune la îndoială teoria lui Darwin. Toată lumea a luat-o așa cum a primit-o și e o teorie extraordinară, așadar omul este foarte clar, se trage din maimuțe. De ce? Pentru că așa a zis Darwin, care studia, ce să vezi, furnicile. Oameni buni, chiar și Darwin, când a venit cu acest model al evoluției umane, a scris în toate lucrările sale foarte clar de nenumărate ori că se așteaptă în anii care urmează ca toate teoriile sale să fie infirmate, pentru că el a văzut găuri în ele. A văzut lucruri care nu se potriveau chiar așa cum ar fi vrut el. A văzut greșelile din aceste teorii. Însă, unde a greșit Darwin până la urmă și de ce e învechită teoria lui? Pentru că Darwin nu a considerat niciodată nimic dincolo de planeta noastră. Ideea lui Darwin era că totul e prea departe și durează prea mult ca viața să ajungă vreodată de la una la alta în univers, și de fiecare dată fiecare viață, dacă ar exista, este de capul ei, și așa mai departe. Așadar, ca să înțelegem teoria evoluției umane, trebuie să începem de la zero, să ștergem tot și să fim deschiși la idei, să fim deschiși la nou și să vedem ce este și în jurul nostru, oameni buni, pentru că nu suntem singuri în univers. Și să vă aduc în atenție un om de știință, un celebru om de știință pe numele său Francis Drake. Ecuația acestui binecunoscut astronom și astrofizician, numită ecuația Drake, a fost folosită pentru a estima numărul cel mai probabil de civilizații extraterestre din propria noastră galaxie.
Drake s-a uitat la toate galaxiile diferite, care le cunoaștem în prezent, și la toată cantitatea percepută de planete care se află în aceste galaxii pe care le cunoaștem, și a luat în considerare cel mai mic număr de planete care ar putea, de fapt, să aibă viață pe ele, și a combinat toate acestea cu șansele copleșitoare ale tuturor cataclismelor, ale lucrurilor care s-ar putea întâmpla împotriva vieții, și a transformat toate aceste lucruri în niște calcule matematice. E bine, o să ne întrebăm cu toții câte civilizații avansate ar putea fi în univers. Și cu siguranță nu suntem siguri, iar ideea că ar exista totuși și alte forme de viață sub formă de viermi și alte microorganisme, și asta este tot, este destul de prostuță. Mai ales când te gândești și percepi ideea că astăzi cu Hubble putem număra mai mult de 1 miliard de galaxii. Pentru a avea o perspectivă mai bună, sistemul nostru solar, oameni buni, este unul din miliardele de sisteme solare din galaxia noastră. Iar în univers există miliarde de galaxii cu miliarde de planete care pot deține viață pe ele. Și gândiți-vă acum la micuța teorie a lui Darwin și lăsați-mi voi un răspuns în secțiunea de comentarii și spuneți-mi părerea voastră despre el. Și nu uitați, oameni buni, că realitatea în care trăim este o realitate în care oamenii nici măcar de multe ori nu se uită în sus. Nu se uită noaptea pe cer și sunt mulți dintre noi care nici măcar nu știu ce e o stea. Dacă întrebi pe cineva dacă știe că o stea este un soare, s-ar putea să-ți răspundă că nu știe. Așadar, trăim în această lume a unei realități artificiale pe care credem că trăim, în care am fost învățați să acceptăm o versiune prostească a locului de unde provenim și în care suntem. Și brusc, cum vorbești despre viață pe alte planete, extraterestrii, sunt mulți care râd de tine. Însă, cu siguranță, lucrurile o să se cam schimbe și ați văzut că deja guvernul american face câțiva pași în sensul acesta. Și probabil că în următorii ani pe care îi vom trăi, se va confirma la nivel înalt că omenirea a intrat în contact cu alte specii. Să ne aruncăm în continuare un pic atenția și asupra ADN-ului uman. Cel mai bun loc pentru a găsi dovezile că nu ni se spune adevărul este de fapt chiar în noi, este în ADN-ul nostru. Nu uitați că cele mai înalte studii făcute la ADN sunt făcute la cele mai înalte nivele și nu oricine are acces și echipamentul necesar pentru a face aceste studii, iar informațiile vin doar de la aceste grupuri restrânse care pot face aceste cercetări. Și ceea ce ne spun ei până acum este că avem această cantitate masivă de ADN, așa numitul ADN gunoi, ADN-ul nedorit. Însă dacă te întrebi ce este de fapt acel ADN gunoi și dacă îi dai cumva un nou nume, unul corect nu mai este chiar atât de amuzant. Pentru că numele real, nu ADN-ul gunoi, cum i-au spus ei, ar trebui să fie ADN-ul necodat. Pentru că adevărul este că oamenii de știință nu știu ce este cu acest ADN. Nu știu ce înseamnă cu adevărat, dar i-au dat doar o etichetă și l-au transformat repede în gunoi. Astfel încât societatea și oamenii să nu fie prea curioși să caute mai multe despre acest lucru, ci să-l categorizeze drept a pe ADN-ul gunoi, n-avem ce să facem cu el. Acest ADN gunoi, sau corect spus ADN-ul necodat, este un ADN care nu este codificat cu nimic din ceea ce se găsește pe această planetă. Ce înseamnă asta este exact ceea ce auziți. Este un ADN care nu este de pe planeta Pământ. Și oameni buni, mai sunt multe de spus, dar asta într-un episod viitor. Vă mulțumesc că ați urmărit acest episod până la sfârșit, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să-mi spuneți dacă vreți să mai fac astfel de episoade și mai ales ce părere aveți voi despre istoria evoluției umane. Până data viitoare, nu uitați să te abonezi total gratuit la canalul Adevărul Secrete, apăsând desigur butonul roșu de subscribe, total gratuit, și clopoțelul din dreapta lui, astfel încât să mai vizionezi și altă dată materiale la fel de interesante ca acesta, bineînțeles doar dacă ți-a plăcut. Vă doresc o seară super interesantă, plină de descoperiri și nu uitați să vizionați și alte documentare și teorii incredibile doar aici pe canalul vostru, pe canalul Adevăruri Secrete.